dăm Cuvântului lui Dumnezeu nu rămâne doar la faptul că ne ridicăm la citire, ci continuă și printr-o bună ascultare și mai apoi prin împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră și mă rog ca Dumnezeu să ne dea asemenea hăruire tuturor celor care suntem prezenți în locul acesta. Evrei, capitolul 10, de la versetul 19, Cuvântul Domnului vorbește următoarele cuvinte. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pe diavol să credeți că va lua, Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este Cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul Său. Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului cel viu. Amin. În Duh, în adevăr, cerem binecuvântarea Dumnezeului nostru, iar prin voce tare, fratele Daniel Strugaru ne va conduce în rugăciune.